Bun găsit, dragi telespectatori, astăzi într-o ediție frumoasă la început de an a emisiunii Folclorul sub lupă, pentru că m-am gândit să fie inedită și cu o prezență de altfel inconfundabilă, trebuie să abordăm subiectul reîncarnării, a vieții de după moarte și în măsura aceasta nu poate fi decât îndrăgitul artist, domnul Simion Pop, căruia îi spun bine a venit. Bine v-am găsit! Mă bucur mult că am posibilitatea să vă povestesc, pentru că sunt cu adevărat o legendă vie, așa, pentru 82 de ani. Mulți ani înainte, maestre. Mulțumesc. Vreau să spun că mulți au fost înapoi, înainte, nu se știe. Așa, ce să povestim astăzi ca să fie interesant pentru nemurirea sufletului? Să mă întrebați sau să vă spun eu din cap? Întrebarea mea vine cu siguranță la momentul potrivit, pentru că cei de acasă sunt nerăbdători să vă știe povestea de viață, deși o cunosc, să spun așa, dar într-o oarecare măsură, pentru că astăzi ați venit să ne detaliați ceea ce eu am spus încă de la începutul emisiunii cu viața de după moarte. Și de aici încolo cred că dumneavoastră sunteți autorul poveștii, dar dumneavoastră credeți, maestre, în viața de după moarte? Cred neapărat, vreau să vă spun, pentru că eu sunt o reîncarnare fără de seamă. Deci m-am reîncarnat la 25 iunie 1938 lângă cetatea Ciceului, așa, județul Bistrița Năsăud, și am venit pe lume cu, desigur, cu un scop cum are fiecare dintre noi. Drept pentru care tot ce mi s-a întâmplat, tot ce mi-am dorit eu de mic, am fost foarte bolnăvicios, am venit pe această lume cu niște boli groaznice, aș zice, boli de stomac, am făcut hepatită, am făcut tot ce era de făcut până la vârsta de 7-8 ani de zile, așa ceva. Și părinții vreau să mă țin acasă și eu îmi dorea foarte mult să merg la școală și am reușit până la urmă. De aceea vă spun că am avut o viață anterioară foarte plină și foarte interesantă și am fost o personalitate, pentru că o moștenesc din acea viață, din alte vieți, moștenesc niște lucruri. Nu numai de talent e vorba, pentru că părinții mei într-adevăr au știut să cânte, moștenim și genă de la părinții noștri, dar ce moștenim mai interesant din alte vieți, aceea este o zestre incomensurabilă, în sensul că dacă ai fost ceva într-o altă viață, reușești tot ce îți pui în gând în această viață, care poate să fie ultima reîncarnare dacă ai evoluat suficient spiritual, dacă te-ai înălțat suficient spiritual. Domnul Simion Pop, o să fac o paranteză pentru că cei de acasă cu siguranță ne urmăresc, însă răspunsul dumneavoastră poate nu le este atât de familiar pe cât ar trebui să ni-l explicați. Se spune că reîncarnarea, din punct de vedere al credinței, nu ar exista. Totuși, dumneavoastră, prin ceea ce spuneți, contraziceți lucrurile acestea. Cum ați ajuns la această concluzie și cum ne-o puteți motiva? Păi este o știință, pentru că eu, fiind foarte bolnav de-a lungul anilor, așa, până la urmă am ajuns să fac a pronunța cuvântul cancer este traumatizant și mai bine să-l evităm. Dar eu am avut așa ceva și în stadiul 3. Și atunci medicii... Stadiul 3 însemnă metastază, da? Stadiul 3 sunt penultim, 4 ar fi cu metastaze și alte, dar în orice caz complicații erau foarte multe. Și doctorii m-au operat și au dat toată silința, fiind eram solist la ansamblu Ciocărlia și spitalul Ministerului de Interne era foarte bine dotat cu personal. Și-au dat tot interesul, însă când am întrebat ce șanse am, au dat din numere a neputință, au ridicat din numere a neputință pentru că nu se știa. Adică operația reușită, pacientul putea să decedeze oricând. Se făcea recidivă, unde am avut operația aia. Deci frica de recidivă. Deci au făcut toate, dar pentru că trebuia să în continuu viața, așa s-a întâmplat, să ajung în India. Pentru un miracol. Miracol Dumnezeu. De-aia spun de miracole și de-aia spun că
pot să cred în reîncarnare. A urmat o întâlnire miraculoasă, nu? Da, da. Cu cine? Și știu că a fost la sala polivalentă. Exact, la sala polivalentă, Shri Mataji Nirmala Devi se cheamă, este cea mai mare reîncarnare a tuturor timpurilor, așa cu toate forțele posibile, care ne-a învățat pe noi de-a lungul anilor, ne învață știința înălțării spirituale. În sensul că în osul sacru a fiecărei ființe umane există o energie în stare latentă, se numește Kundalini, iar ea trezită face minuni. Deci ea, la fiecare persoană, este dar în stare latentă. Iar un maestru spiritual, ca și mine, ca și mulți, că sunt chiar peste 1 milion de sahaja yogini de acum, cu puteri miraculoase primite prin această știință, canalele de energie așa, canal solar, canal lunar, prin ridicarea acestei energii kundalini se face miracul. Și atunci, la polivalentă, m-am străduit foarte mult să mă apropii, n-aveai cum să te apropii de acea ființă, pentru că 15.000 de persoane care erau acolo cu necazuri, cu probleme, așa toți aș fi dorit să se vindece, dar și-au primit realizarea sinelui. Realizarea sinelui înseamnă trezirea acelei energii, pătrunzând cele 7 chakre până deasupra capului fontanela. Deasupra capului fontanela se deschide odată cu această energie kundalini și face contactul cu spiritul universal, atma universală, puterea universală care există în soare, în lumină, în aer, în apă, în toate elementele care există pe pământ noi. Deci toate zeitățile din macrocosmos există și în noi, microcosmos, dar cele trebuie trezite. Desigur că este o știință nouă, puțini au are oricine pe internet de acum, pentru că e prin internetul de această știință, cum se faci, ca să ajungi la niște performanțe. Deci cancerul se poate vindeca în Sahaja Yoga, pentru că această ființă, Shri Mataji Nirmala Devi, ne-a învățat această știință, aceste amănunte, ce se poate face ființa umană. Păi și dacă este la îndemâna oricui, oamenii sunt încă captivi, să zic așa, în necunoștință. Asta și adevăr, atunci cum da. Putem să rezolvăm această problemă? Cum putem? Știți cum e? Pădure fără uscături nu există, grâu fără neghină. Deci cine are acces și este interesat pentru cunoaștere, pentru înălțare spirituală și vrea să cunoască, are acces și poate să facă treaba aceasta foarte ușor. Dar nu au toți capacitatea să o facă și atunci e regretabil. Dar am ajuns în Apocalipsă și atunci are două părți. Revelație ar fi una care e prea frumoasă când îți primești realizarea sinelui și distrugere e Apocalipsa, forma aceea în care suntem acum când vedem cum mor oamenii pe capete și cum aceste boli par incurabile și sunt incurabile, dar lumea se străduiește tot de așa de bine să hage yoghini sau toți cei cu credință în Dumnezeu, cu putere miraculoase, să le zicem așa. Aș vrea să ne definiți legătura, dacă vreți, sau ceea ce putem înțelege prin sine, aură și chakra. Sinele este cel mai important. Deci, vedeți că noi, fără să ne dăm seama, spunem, se rezolvă de la sine. Asta este, el este spiritul. Ce ai mai zis despre ce ai mai zis? Aură. Aura, da, te învelești în aura aceea. Am făcut la ultima emisiune bandan de protecție. Bandan înseamnă un clopot imens sub care te protejezi de toate negativitățile, că negativități există peste tot. De aceea, în biserici sau nu, în localuri de cult, în lăcașul de cult, se aprind lumânări. Focul este sacrum și are calitățile de a distruge negativitatea. La noi, de exemplu, se lucrea pe canalul lunar. Ăsta e canalul lunar, canalul stâng.
cei care sunt pe canalul stâng lunar sunt oameni apatici, visători, poetici, așa mai. Cei care sunt pe canalul solar, pe partea dreaptă, sunt oameni cu verbul a face, trebuie să facem, trebuie să trecem, deci așa. Deci, de aceea, în toate religiile, lumea face așa, nici ca ăștia foarte aprinși și foarte cu inițiativă, nici aceștia moli. Deci, pe centru. Centru înseamnă clipa și momentul. Singura realitate care este ce avem pe centru. Și chakra, domnule Simeon? Chakrele sunt număr de 7, pornite de jos din Muladhara, așa, iar chakrele acestea se pot închide foarte, foarte, foarte repede din anumite neajunsuri. Deci nu avem destui bani, avem probleme, sunt necăjit că nu știu ce se întâmplă cu Marieta, să zicem așa un exemplu. Și atunci se superă ele, se necăjesc în sinea lor și se închid. Deci de aceea această știință ne învață cum să lucrăm pe fiecare chakra. Și cum le putem redeschide? Învârtind în sens orar pe fiecare chakra, de exemplu Svadhisthana sau Karanabhi, oricare am spune dintre Anahata, inima, de exemplu. Eu aveam niște oscilații și niște probleme cu inima, niște tensiuni, eram pe moarte. Venea săptămânal la mine salvarea. Degeaba, nu mi-am dat seama că trebuie să reiau programul din India, pentru că fără el nu se poate. Doctorii au știință medicală limitată și ne ajută cu niște pastile, cu niște bunie. Dar autovindecarea se face doar prin înălțarea spirituală, prin această energie kundalini, care este a Duhului Sfânt, cea mai inteligentă din univers. Deci este un lucru fără măsură de important. Și haideți că tot am vorbit de asta, să ne apropiem de subiectul pe care l-am început cu India și cum ați ajuns dumneavoastră să credeți în asta și să plecați acolo până la urmă. De unde ați avut convingerea aceasta? Nu a fost o convingere. Valeriu Popa, pe vremuri, era tot așa un vindecător cu știință de carteră, punea să mâncăm grâu încolțit, să nu mâncăm 15 zile nimic, să beam numai apă distilată. Am încercat și un program din acela la Valeriu Popa. Și el mi-a zis așa, măi copile, tu ești... Eram în poveste cu Florin Piersic, era la Teatrul Național împreună cu Victor Moldovan, soțul Angelei Moldovan, colega mea de turnee și de ansamblu Ciocârlia. Și Florin Piersic m-a dus că să ajungea greu și la Valeriu Popa. Și l-a întrebat, scapă, el așa de zreba. I-a pus mâna pe mine și a zis, scapă. Dar el are, zice, băiatul ăsta este foarte dotat spiritual. El are o șansă. Eu ce am fost în India și uite, vine Shri Mataji la polivalentă să te duci, să-ți faci revelația sinelui, să descoperi sinele, că suntem trup și suflet. Deci de trup avem grijă cum știm noi, păpăm, bem, mâncăm, facem, ne distrăm în fel și chip, dar de spirit nu știm. Și nu este suficient un Tatăl nostru, rugăciuni care sunt foarte importante, desigur, Tatăl nostru, care chiar Iisus Hristos. Deci din ceea ce spuneți mă face să înțeleg că religia are o mare importanță în vindecarea aceasta sufletească, absolut, și interioară. Da. Adică nu trebuie să renunțăm la credință în favoarea acestor meditații, ci trebuie să le îmbinăm. Cel puțin asta este concluzia pe care eu o trag din ce spuneți. Păi meditația nu e mare filozofie, doar este conștiința fără gânduri. Asta în conștiință fără gânduri. Uite, eu stau acum așa în meditație, să zicem așa. Și ce faci în meditație? Nu mă gândesc la nimic. Cel mai greu lucru este să-ți oprești gândurile, ai înțeles? Deci asta e știința de a-ți opri gândurile. Oprindu-ți gândurile care vin din trecut, din viitor, din peste tot, ne agasează, ne invadează din fel. Aceasta este, deci, în clipele acele de revelație, asta e revelația divină, când divinul, Atma înseamnă spiritul universal, așa, ce ziceai de sinele nostru cu Atma, fac această conexiune prin care sunt
întâmplă miracolul acela a vindecărilor miraculoase. Deci este un lucru care este fără... Dar ce ați descoperit dumneavoastră, domnule Simeon Popă, odată cu plecarea în India și ce ați reușit să învățați, să cunoașteți și lucruri cu care nu v-ați confruntat, să zic, aici în România? A, bine, păi, faptul că Vashi este o localitate, un fel de, ca un fel de sanatoriu, unde medici din întreaga lume participă cu Sahaja Yoga, cu această știință, la vindecarea unor oameni. Da, v-ați botezat în sensul acesta? Că se spune că oamenii care adoptă această latură trec prin anumite schimbări. Nu, puteai să te scalzi în Gange. Gangele este un fluviu foarte important, Yamuna Sarasvati, cum avem noi Chilia Sulina și Sfântul Gheorghe în miniatură, dar asta nu înseamnă o vindecare miraculoasă. O treime, cum există și ceva acolo. Ceva așa, da, infim. Dar lucrurile, cum să spun, spre bine, spre cunoașterea noastră. Miracolul a fost pentru că mie mi s-a întâmplat, spune tu, că mi-am dorit să plec în Statele Unite și era imposibil, pentru că erau atâția soliști înaintea mea și din toți soliștii, pe mine m-a ales impresarul pentru ca prim solist în Statele Unite, îți dai seama. S-au supărat pe mine, Benone, Irina, Maria Cioban. Asta pentru că eras talentat. Nu, mama, nu. Vezi, asta era mâna destinului, mâna destinului. De tot ce ți-ai fi dorit s-a întâmplat. Dar primul turneu, îți dai seama, în Statele Unite, 66 de metropole, America și Canada, parcă era pe altă planetă. Era ceva de vis. Și pentru că succesul a fost așa de mare, în următorul an am fost Anglia și Scoția și am cântat reginei Angliei și ducelui de Edinburgh la Palladium în centrul Londrei. A fost tot așa un miracol, îți dai seama, dintre atâția. Și ansamblul Ciocârlia fiind în Anglia în perioada aceea, 13 noiembrie 1967. Miracolul l-ați numit și că a stat în ajram o lungă perioadă de timp? Da. Acolo, am spus, la început lucrează niște medici speciali, arată cu foc pe partea aceasta, ca să ardă negativitatea, să ridice, să facă echilibru între lună și soare. Dar care ar trebui să fie mesajele pe care noi trebuie să ne le introducem în subconștient ca să avem gândirea pozitivă și să ne autovindecăm? În afară de iubire, compasiune și frumusețe spirituală, cele 10 porunci, dacă le poți să te le ții, că nu e mare lucru, să zicem așa, dacă ne-au fost date. Și să vezi ce bine te poți simți, când știi că nu ești în stare să păcălești pe cineva, să furi, să... De exemplu, eu am, să spun un exemplu, am vrut să arăt un buchet de flori, care eu am flori mereu tot timpul la altarul lui Shri Mataji, unde e și Maica Domnului, pentru că se pare. Ea este încarnarea Maicii Domnului, a Mariei, Sfintei Mariei, așa cum ar fi. Și acolo am flori peste măsură. Și vreau să-i arăt Liliane Japada florile și ziceam, astea sunt flori care se le aduc, nu știu ceva de genul ăsta. Și când se fac fotografii, nu știu ce, m-am așezat cu genunchi pe ochelari și am făcut praf, că era o minciune, că nu erau acele flori. Deci nu ai voie să păcălești, să minți, să șeli, să fac ceva de genul. Deci, continuați-ne povestea cu șederea acolo. Șederea acolo. Mâncare ponderată, dar mai ales șederea pe dimineață la ora 5, asta era groaznic pentru noi care nu știam asta. Pe iarbă, stând turceste, lotus, poziția lotus, de-aia noi zicem turcește, cum așa, cu mâinile pe pământ și atunci în Bhumi Devi, pământul are sfințenia cea mai mare din care ne-a dat Bunul Dumnezeu, ai văzut miraculoasă, pui o semință, toate florile, toate minacurile astea, cât e de bun. Și acolo cu niște mantre în limba sanscrită, limba sanscrită fiind limba zeilor. Limba zeilor, prima limbă din lume, așa, care are o putere mai mare. Și spuneam mantre în limba sanscrită și atunci toată negativitatea din oricum... Era absorbită de pământ. Absorbită de bumii de pământ, da. Bun, restul, mâncare ponderată și... Dar ritualurile sunt cele mai frumoase, flori multe, ghirlande de flori, toate minunile acestea. Adică să trăiești ca într-un paradis,
ca un paradisul vieții tale să fie viața. Deci raiul este pe pământ pentru noi dacă ai revelația sinului, dacă ești și spirit mai mult decât să fii sinul. Cum se numește religia acolo, domnule Simeon? Religia hindușilor? Sau? Nu. Sahaja Yoga, pur și simplu. Și face parte din creștinism. Din creștinism, pentru că Shrimata este de creștin și sunt peste 60 de mii de 60 de milioane. Da, nu de creștini în India. Deci nu, doar Sahaja Yoga atât. Nu este vorba de o credință care aparține de creștinism pur și simplu. Toate cunoștințele despre nașterea lui Iisus Hristos, despre învierea lui Iisus Hristos, despre toate aceste lucruri, doar că se fac într-un mod foarte frumos, într-un mod special. Și muzică foarte multă. Muzica aceasta care o cântăm noi aici, acolo nu are nicio valoare, dar nici doi bani. În afară de muzica, într-adevăr, devoțională, care pentru înălțare spirituală, celelalte sunt făcături de noi, le facem noi după posibilități, în raport de talent, de niște... Cât ați stat acolo? 3 ani de zile. A fost un miracol în sensul că eu n-aș mai fi venit, nu mai aveam nimic. Eu am dispărut pur și simplu în India și colegii... Și oamenii v-au crezut că crezut nu că mai existați. Da, că nu mai există așa. Și altă minune cu Elena Merișoreanu, care este o năzdrăvană. Fiica ei, ea fiind la Los Angeles, la fiica ei, locuiau cu vecini, cu niște indieni, puterezi de bogați, cum ar zice, și uite, fiica mea se căsătorește acum în India, la New Delhi, nu știu ce, nu vrei să mergi cu noi? Pe cum să merg eu 14 ore cu avion, nu știu ce? Păi te plătim noi, nu-i nicio problemă. Și ea s-a prins la, cum e ea, năzdrăvan, așa, zice, da, mă duc în India, să văd și cum e în India, o nuntă în India. Și acolo m-a descoperit pe mine, în sensul că se uita undeva într-un colț, eu eram îmbrăcat în costumul acela specific pentru meditație, pentru nunta aceea care era cu zeam. Și spunea lui fiica, zice, uite, Simeon Pop reîncarnat aici în India. Fiica s-a zice, lasă-mă, mamă, cu poveștile tale de 2 bani. Și atunci, într-adevăr, am observat-o și eu, tot miracol dumnezeiesc, și am bătut-o pe urmă și zic, Elena Merișoreanu vrea să cânte la nunta asta în India. Și ea s-a uitat, a rămas răznită. Am ieșit afară de acolo, într-adevăr, și ne-am spus toate poveștile și că lumea mă crede că sunt mort și tu ești viu și ești, da. Și ea a făcut niște intervenții și financiare și ca să revin în țară. N-aveam nimic, n-aveam acte, n-aveam... Și oricum aveți ce povesti, că aveați 2 căsnicii terminate pe atunci. Aveam 2, dacă nu 3. Și 2 copii? 2. Da, 2 copii. Din prima căsătorie și din a doua căsătorie. Da, dar pierdusem casă pentru că odată ce am dispărut așa, lumea a zis, bă, a murit ca asinul care pleacă așa în... și nu se mai întoarce niciodată. A fost interesant, cum să zic, dar devenit în țară, ești pe un alt tărâm. Dar cum ați rămas fără casă, domnule Simeon? Păi, eu fiind, dacă faci Sahaja Yoga sau ceva, te închin la, nu mă închin la o fotografie din asta, nu știu, zici că ești nebun și că ești aparte eu. Făceam meditații din astea, de la început, după sala polivalentă, am început să practic, pentru că mi s-a părut cu adevărat un miracol să te vindești și să simți așa o firme. Dacă nu reveneam la Sahaja Yoga, eu acum de câțiva ani de zile, eu nu mai eram în viață, te asigur, pentru că este o știință care te vindecă orice boală, absolut. Și este argumentat și documentat, este pe internet, că sunt toate datele despre... Și știu că ați avut o perioadă și ați ajuns să dormiți în subsolul unui bloc. Păi asta mi s-a întâmplat necazul, da, mare necaz a fost pe lumea asta. Deci oamenii sunt foarte, foarte răi, foarte răi. Deci să te evacueze din casa la care n-aveam documente că eu am... Eu plăteam tot ce era de plătit. Eu am făcut contractul, eu mai aveam o locuință de la Ministerul de Interne, de la Ciocărlia, și atunci nu puteam să am 2 lucruri pe vremea aceea, înainte de
1989. Și atunci s-au făcut formalități și pur și simplu a trebuit să dorm în subsolul unui bloc, așa, pentru o perioadă oarecare. Tot prin Sahagia am reușit să rezolv problema. Că eram cu niște bagaje țintele așa și ziceam unde mă duc și să-i visește. Dar nu știu, copiii nu vă puteau ajuta sau copiii... fostele soții pe care le-ați avut, n-ați păstrat o relație de prietenie? Prima locuință a rămas tot așa trei camere cu la fiica mea, la prima soție care a fost. A doua a rămas tot așa cu băiatul. Băiatul, de exemplu, e pe calculator și nu face absolut nimic, are 27 de ani. Și nu muncește, nu face absolut nimic. Deci sunt niște copii ai timpurilor noastre care sunt pierduți oarecum pentru societate. Nu vor muncă, nu vreau să facă nimic. Nu vreau să se taie asta pentru că cine e ascultător. Deci și acum stă pe jocuri la calculator cât cuprinde. Da, și totuși se câștigă din astea, nu bănuiesc? Că doar nu, cine nu poate cred, să te întrețină cred. Zilele vine noastre? Vine la mine. Când e foame tare, vine la mine și dau de mâncare. Îi mai dau un bănuț, dar nu-l încurajez pentru că nu pot să încurajez oameni puturoși care nu vor să facă chiar nimic. A, deci când e foame, vă vizitează. Da. E puțin dificil pentru un părinte, ținând cont cât v-ați luptat dumneavoastră cu viața, da, prin câte etape ați trecut, cum v-ați ridicat de, la, da, de jos în, da, fiecare episod, da, al vieții, da, dumneavoastră, da, chiar și din punct de vedere asta al sănătății. Asta e puterea destinului, da. Fiica mea este, în schimb, a făcut și aseu, dar s-a măritat în Italia. Și s-a măritat bine, are de toate, dar dorul de casă, vă dați seama, este un copil frumos ca și tine, reușit. Mulțumesc. Simona mea. Acum are un copil de 8 anișori, la 50 de ani, și o duce bine acolo, dar e departe de țară și nu pot să mă aștept de la vreun ficior de-a meu sau fată de a avea să-mi dea un pahar cu apă, dar nădejdea este chiar doar în spiritualitate, în Maica Domnului, pentru că acolo, dacă ai credință, se rezolvă. Incredibil cum se rezolvă. Mă bucur mult că vorbiți atât de frumos despre credință și, practic, chiar dacă ați făcut aceste meditații, v-ați documentat atât de mult și ați pus accent pe știință, toate au o legătură, vreau religia cu știința, spun, cu psihologia când am ajuns și acolo, scria peste tot nihil sine Deo, nihil sine Deo. Și ziceam, nimic, știu, da, ce înseamnă, nimic fără Dumnezeu. Dar vedeți, ziceam, hai mă, chiar așa, știi? Cum zice omul, românul sau ce ar fi el. Chiar așa, nimic fără... Da, chiar nimic fără Dumnezeu. Fiecare pas, fiecare respirație ne este controlată. Este ceva fără de seamă. Mai ales când te apropii de bunul Dumnezeu. Trebuie neapărat. O rugăciune face miracole. Trebuie să ne punem nădejdea că o să fie și mai bine și o să scăpăm și de pandemie și de toate necazurile, doar prin credință, bunătate, blândețe și iubire. Pentru că au fost sărbătorile altfel până la intrarea noului an 2021, v-ați gândit că totuși vă veți regăsi pentru suflet pansamentul în iubire? Pentru că sunteți cu soția dumneavoastră de câți ani, domnule Simeon? Avem chiar pe 11 decembrie, am făcut 17 ani împreună. Să nu, fiți sănătoși. Eu am venit cu un scop, am avut un rol foarte important. Marieta trebuia salvată, trebuia să, într-un fel sau altul. Adică avea niște abateri de la viața firească, normală, așa. Și eu am venit, cum spui, încercând și tot încercând tot timpul, în bunătate și în blândețe, să o facem și mai bună și mai bună. Ea este un talent, într-adevăr, dar este o rebelă și, fiind berbece ca zodie, eu sunt rac, deci alte... chiar îmi zicea unul, mă, voi n-aveți șanse să fiți împreună, pentru că... Dar fiind atât de blând și de răbdător și statornic. De... statornic. Da, și atunci am rămas împreună, am reușit. Dar mare lucru nu poți să schimbi la un om. Dacă el a venit, s-a reîncarnat, pun niște probleme din altă viață neapărat. Într-o singură viață nu poți să dobândești atâta știință și atâta cunoștință. De aceea ne trebuie să fim conștienți că venim dintr-o altă lume cu un bagaj foarte important de cunoștință. Când înaintăm în vârstă,
Ce persoană ne-ar trebui lângă noi? O persoană care să fie mai tânără în ochii căreia noi să ne putem revedea tinerețea sau o persoană care a înaintat în vârstă și cu care putem împărți aceleași valori? Firesc și normal este să fie o vârstă cât de cât apropiată. O diferență de 4-5 ani maximorum, așa ar fi normal. Eu, prima nevastă era cu 7 ani, a doua cu 14, mai tânără. Întotdeauna m-am gândit pe vremea aceea, mă gândeam, băi, să fie cât de tânără, că o fie rea sau bună, o vedea rău ce-o fi până la urmă. Deci trebuie să fie un raport firesc între vârste. Episodiile, cum ne pune Dumnezeu unul cu altul, unul mai bun, unul mai rău, ca să se facă un pic de echilibru, întotdeauna să încearcă să se facă pace și liniște într-o familie și pe pământ. Dacă ar fi să vă întreb de un regret, care ar fi acela, domnule Simeon Pop? N-am niciun regret, absolut niciun regret. Totul mi s-a întâmplat după dorința sufletului meu. Tot ce mi-am dorit, n-au vrut să mă lasă la școală, că eram mezinul dintre doi copii. Apoi m-am reușit la filarmonică la Cluj, la ansamblu Ciocârlia, din 160 de candidați. Am reușit printre soliști de seamă, Irina Benone, Maria Butaciu, Dumnezeu să o odihnească, Ion Cristăreanu, Angela Moldovan. Am găsit un colectiv minunat acolo. Și un ansamblu serios, așa, și unde am stat un jumătate de secol, îți dai seama, prin seriozitate și prin muncă. Însă cântecele noastre de aici, de pe pământ, ne fac nouă o bucurie de moment, dar cele devoționale, muzicele, uitați cum sunt acum colindele, sunt într-adevăr înălțătoare, sunt așa de frumoase. Dar există muzica aceea specifică, și mai ales în limba sanscrită, care într-adevăr simți că te levitezi. Ești aproape de levitație. Asta e și starea de meditație. Deci noi, Sahaja Yogini, trăiesc într-o altă dimensiune. Ar fi dimensiunea 5, cum ar veni. Deci, când ești în dimensiunea 5, e ușor să intri în meditație, închizi ochii și pui atenția deasupra capului și în câteva clipe. Dacă spui neti, înseamnă nu asta, nu gândurilor. E un lucru foarte important. Stadiul 5 e ultimul stadiu, nu? Așa ar fi. Adică nirvana. După ce ne va spune nirvana. Păi de ce ești pricepeteană? Eu sunt ajutată, maestre, în ale ceea ce spuneți dumneavoastră, pentru că nu am de unde să, la vârsta mea, să mă nasc cu astfel de cunoștințe decât cele împărtășite de dumneavoastră și nu numai. Dar cum crezi că ai dobândit atâtea cunoștințe, atâta frumusețe spirituală și în comportamentul tău și să fii așa o persoană plăcută dacă nu veneai cu ceva dintr-o altă viață? De aceea spun, musai că te-ai reîncarnat și că ai fost și tu vreo Nefertiti, să nu zic. Mulțumesc. Da. Și atunci revenim la prima întrebare pe care v-am pus-o la început. Ce se întâmplă după moarte? Există viață? Pentru că aici cumva episodul se termină pentru noi toți și explicația nu este foarte la îndemână. Există viață? Sigur că da. Păi, dar spiritul este etern, este nemuritor. Deci trupul obosește. E firesc să scapi de acest bagaj care te necăjește, iar el rămâne etern, spiritul, și în raport de faptele tale te poți reîncarna sau rămâi în stadiul ăsta 5 alături de dumnezeire. Un exemplu ar fi, de exemplu, ești o picătură. Dacă ai picat în ocean, cazi în ocean, îți pierzi identitatea, nu mai ești picătură, ești ocean. Deci pur și simplu te îndumnezeiești, cum ar zice. Deci te apropii de religare, vezi, religie. Religare înseamnă unire, unire cu divinitatea. Ăsta e tot secretul, care nu e așa mare secret. Totul e să ne implicăm puțin. De ce să nu încercăm să cunoaștem, să vedem? Dacă nu ne aparține sau nu se leagă de noi, Sahaja Yoga sau o altă formă de înălțare spirituală, să o cauți. Dar oricum Iisus Hristos n-a spus să mergem în jurul mănăstirilor în genunchi și să ne târâm și să... Pentru că emoțional nu poți să-L impresionezi pe Bunul Dumnezeu. Deci doar spiritual. Cu emoție, că plângi, că nu știu, ai Doamne, acum... Nu. Deci doar prin puritate. Puritatea sufletului. Există rai sau există iad? Raiul este pe pământ. Te asigur că este pe pământ dacă ai un comportament ca atare. Și iadul? Iadul există pentru că trebuie... Tot ce ni se întâmplă este consecința faptelor noastre.
ai făcut fapte rele, fapte urâte, n-ai cum să nu le plătești. Le plătești. Și le plătim tot aici cât trăim în viață? Și aici plătim o mare parte din ele. Și după aceea, bien sûr că se întâmplă și alte. Dar nu trebuie să ne facem griji. Odată, dacă trăim frumos aici, trăim și dincolo. Avem trecerea aceea care este pentru eternitate. După părerea dumneavoastră, sintagma om cu frică de Dumnezeu ar trebui înlocuită cu om în iubire pentru Dumnezeu? Ai spus foarte bine. Nu, frica de Dumnezeu, n-ai de ce să fie frică. Suntem creația Lui, ne iubește enorm, maxim. Dar dacă noi îl iubim, când încercăm să-l iubim, câte puțin el ne răspunde la iubirea asta cu însutit, înmiit. Deci, da, nu. Starea de frică, starea de frică de Dumnezeu sau de orice, e o stare de boală care aduce în cu ea odată starea de frică și alte probleme de boală. Adică se multiplică în interiorul nostru. Și cum ne putem detașa de această frică? Prin iubirea despre care ați spus de Dumnezeu. Exact. Da, da. Deci dacă ai iubire, n-ai de, este cea mai mare armă, cea mai puternică armă. Cineva se uită urât la tine, tu zâmbește și faci, nu-i nimic. E treaba lui dacă are ceva cu tine. Da. Tu să-l privești cu compasiune și cu iubire și cu toleranță. Că se rezolvă problemele de la sine. Toți zicem de la sine. Așa cum vă privesc și eu astăzi cu drag, domnule Simion Bob. Și pentru că de o boală te vindești cu o prescripție medicală, ca să-ți iei tratamentul adecvat. Dar boala sufletului, de ce? Cum se vindecă ea? De ce rețeta am avea nevoie? Muzica este unul dintre cele mai frumoase pansamente. Dar nu orice fel de muzică. Trebuie să ne alegem o muzică nu zgubilitică nici într-un caz, să ne gândim la muzica aceasta devoțională. Noi îți dau un exemplu. Muzica de meditație sau muzica de relaxare. Asta am vrut să zic. I-ați iertat pe cei care v-au făcut rău, domnule Simion Pop? Da, desigur că da. Iertarea este tot așa, un pansament neapărat. Dacă nu ierți, nu e nicio problemă, tu ție îți faci rău. Îți faci mare rău dacă nu-l ierți. Că pe ăla nu-l interesează, l-a iertat, nu l-a iertat. Dar tu ai această conștiință împăcată, da, și se deschide acest centru, asta e ochiul lui Shiva, se deschide, da, ochiul lui Shiva se poate deschide mai bine dacă ierți, dacă nu ierți, acea energie kundalini a Duhului Sfânt nu face conexiunea cu Atma. Atma Sakshat Kher. Deci Atma cu adevărat, deci ne spunea o mantră, această Atma, Spiritul Universal, cu adevărat înseamnă sacșat și chiar că are grijă de noi. Deci Spiritul Universal are grijă de fiecare pas, fiecare minut, fiecare moment. Adică iertarea trebuie resimțită și la interior, nu doar când ne exprimăm noi am iertat. Nu. Trebuie să simți. Să fii plin de bunătate, să mustești a bunătate, să vezi cât de mult strălucești de bucurie și de stare de bine. Așa. Care este cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care dumneavoastră ați făcut-o vreodată? Cea mai frumoasă declarație de dragoste nu poate să fie decât slăvită fi Maica Domnului, pentru că ea este intermediara, ea este mijlocitoarea și slăvit fie numele Domnului Iisus Hristos și bucurie bunului Dumnezeu care are grijă de toate. Ce frumos! Oricum sunteți de felul un om sensibil, un om care știți să ajungeți în inima celor dragi prin gesturile pe care faceți atât verbale, cât și prin gesturile frumoase pe care deseori le-am văzut și de care nu vă desprindeți odată cu venirea aici în familia EtnoTV. Mulțumesc acestei familii minunate EtnoTV, de care mă leg sufletește. Mi-au acceptat chiar niște cântece devoționale în indiană sau în engleză și era un mare lucru să simți acele vibrații nemaipomenite într-o emisiune de folclor și de aceea răspund și oricând o să viu. Mulțumesc desigur Lilianei, că e o poveste nemaipomenită, îți dai seama, eram la Centrul Cultural Român Universal.
așa. Și era într-un spectacol și când ne-a văzut pe noi, ne-a scos ca din zestrea, poporul zestrea țăranului român, pe mine și pe Marieta, când ne-a văzut. Dar voi, unde ați văzut? A văzut că suntem așa de minunați pentru vârsta noastră, cu câțiva ani în urmă. Și George, păi chiar aveți un tonus și o energie extraordinare. Avem, ne țin, v-am spus, numai starea aceasta, starea asta de compasiune și de iubire, când știi că iubești pe toată lumea, când știi că nu se poate întâmpla nimic rău. Dar v-aș mai pune o întrebare, dacă îmi permiteți, domnule Simion. Au deseori cum oamenii își plâng necazurile, lucrurile care nu vin tocmai plăcut în viețile dumnealor, rămân demoralizați, rămân fără încredere în sine. De ce se întâmplă lucrurile astea? Că totuși susțin că ar avea credință în Dumnezeu. Bine, acum, fanatismul în a crede că, vai, dar eu sunt evlavios, mă duc la biserică, n-am lipsit de la așa, este foarte puțin, ați înțeles. Biserica are rolul ei și a avut rolul ei important acum 800 de ani, după Hristos. Acum ați văzut, știința a mers atât de departe încât în mass media, orice informație găsești despre înălțare spirituală, dar e bine să te duci la biserică, unde sunt mai mulți și se roagă, desigur, este și puterea divină și atma. Sunt lucruri minunate, dar nu e bine să se plângă. De ce? Noi ziceam așa, la țară când era, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat, că s-a mai întâmplat, să nu știu. Nu trebuie să letargie și vai ce s-a întâmplat. V-ați pierdut și noastră vreodată în viață speranța, totuși prin încercările pe care le-ați trecut? Da, chiar mă amintesc că venise un alt medic specialist așa, ca să mă opereze, că unul singur nu se încumeta la așa boală. Și îl vedeam și făceam așa, în inconștient, că aveam în jur de 50 de ani de atunci. Deci eu n-am conștientizat boala atât de gravă. N-am conștientizat. Cu toate că am fost tăiat, dacă sunt tăiat într-un fel de fără de aia, zici că nu sunt eu, dar ce operații sau medicii. Deci eu n-am conștientizat că mi se poate întâmpla ceva rău. Așa m-am născut. Să cred că mie nu poate să-mi facă nimeni rău. Și chiar n-au reușit să-mi facă rău. Chiar faptul că am pierdut casă, că am pierdut... Nu, n-am pierdut nimic. Eu sunt dintre toți soliștii cel mai sărac, dar spiritual sunt cu siguranță deasupra lor. Eu nu am nicio avere, absolut, am o mașinuță, atât, o mașină modestă, de care mi-am dorit-o doar așa pentru ce am... Dar poate nici n-ați vânat de-a lungul vieții să fiți omul bogat financiar. Nu ați simțit că v-ați dorit asta vreodată? Niciodată. N-am avut asta. Deci nu mi-am dorit și nu n-am primit așa ceva. Tot ce mi-am dorit întotdeauna mi s-a împlinit. Dar întotdeauna am fost modestia aia. Ceva... Ca să fie mie bine. Mă gândeam, să am undeva să pun capul și să mă pot ruga, să am liniștea mea sufletească. Haideți să facem un exercițiu de imaginație, domnule Simion Pop. Dacă ar fi să vină sfârșitul lumii, cu cine ați vrea să vă surprindă alături? Cu cele mai evoluate spirite și nu se poate altfel. Oamenii răi, în orice caz, ei pleacă din start, dacă ar fi să fie. Noi suntem în apocalipsă, deci nu e niciun miracol, dar prin rugăciune și prin ceea ce facem noi acum prin meditație, poate să se întâmple peste 10.000 de ani, încă peste alți 5.000 de ani sau 7.000 de ani, această apocalipsă, acest sfârșit al lumii. De noi depinde. Dacă avem bunătate, blândețe și iubire, nu avem cum să... Nu, mamă, ocrotirea aceasta divină este atât de puternică că trece peste orice. Negativitatea cât de mare, cât de dragi, cât ar fi, că sunt... Deci free badas, free buz, free rakshasas, free asuras. Deci patru feluri de draci, de drăcoveni. Care mai puternic decât celălalt? I-a spus în sanscrită, că așa știu eu. Așa ziceam, când mă ridic energia, zic free badas, free buz, free rakshasas, free asuras. Deci fără ăștia. Deci ăștia n-au nicio, chiar dacă lumea s-a răit. Conducători, oameni, așa, nu mai au caracter, nu mai fac ce trebuie pentru populație, pentru semenii noștri. Rău, greu să urnesc lucrurile fără credință și fără iubire. Ce numiți dumneavoastră acasă?
Acasă? Termenul de acasă, da. În ce îl regăsiți sau ce vă aduce echilibru? Este un lucru minunat. Unde găsești pacea, unde găsești liniștea, unde găsești locul, unde să ai colțul tău. De aceea, noi ni se spunea, fă-ți un altar, un colțișor acolo, unde acolo să ai mereu, acolo să fii, să simți că e casa ta, că e casa sufletului tău și acolo te vei simți foarte bine. Și doamna Marieta, adică pe dânsa o simțiți că face parte din acasă? Ea face parte, dar e, cum să spun, un lucru de care eu trebuie să am grijă mare. Pentru că ea a avut niște probleme grave de-a lungul timpului, știți? Și atunci eu, ca de un copil mic și rău, neascultător, trebuie să am grijă de ea. Dar este și ea acolo și cât timp este, chiar fără ea, dacă ne-a fost să fim împreună de 17 ani, mi-ar fi foarte greu fără ea. Care ar fi lucrurile rele pe care le face rebela din viața dumneavoastră? Da, pe acum, cum să zic eu, pe post așa e mai greu să facă rele. E neascultătoare întâi, este trufașă, nu e destul de corectă, face niște lucruri de copilărești, deci de grădiniță, de, știu eu, grupa a doua, așa ceva. Grupa dar a doua. Da. Urâțele de care nu-și dă seama, nu le recunoaște. Păi și totuși nu s-a modelat după înțelepciunea dumneavoastră și viziunea despre nu, viață? Nu pot să chiar spun. Și prin intermediul meditațiilor despre nu, care spuneți? Nu. Sunt oameni pe care nu pot să-i schimb decât foarte puțin. Dar vă contestă dorința aceasta pentru spiritualitate și modul în care vă regăsiți? Nu prea crede. Am dus-o la Sageor la programe, nu odată, de mai multe ori. Nu s-a legat nimic, dar acum își face când vede că e la ananghie, își face cu ridicarea energiei kundalini și bandanul și îl face când pleacă de acasă și îi spune. Deci a reușit totuși niște lucruri minune. Dar ca să știe despre problema înălțări spirituale, nu. Dar are, în schimb, are un altar, un perete întreg cu icoane de toate felurile. Nu-i rău, dar icoanele acelea nu au energie, ați înțeles? Au vibrațiile și energia pictorului sau celui care le-a făcut. Păcând această fotografie de care știți și al Shri Mataji este o fotografie vie cu cele, toate vibrațiile ca fiind cea mai mare încarnare a tuturor timpurilor. O spun tare și răspicat pentru că e plin internetul pe YouTube de Shri Mataji și de toate conferințele care nu se bat cap în cap cu vreo credință, cu creștinismul, din potrivă vină. Spuneați puțin mai devreme că are câteva boli de sănătate soția dumneavoastră. Oare nu v-a pus întrebarea dacă o puteți ajuta sau să vă ceară sfaturile? Nu și-a pus întrebarea, dar eu o să fac tot ce depinde de mine. Am să fac meditație specială pentru ea. Se face bandan în palmă și nu numai. O să ajut foarte mult pentru că nu concep viața fără ea. Deocamdată așa este, asta e o limită a mea. Am vrut să zic că are probleme de sănătate și m-am exprimat greșit, am zis că are boli de sănătate. Dar dumneavoastră ați înțeles întrebarea și ceea ce vreau să vă spun. Are pentru că nu a mâncat la timp, a băut când n-a trebuit și a făcut, dacă le zicem, rele. Da, cam așa trăiește lumea pe la noi. Fiind o dansatoare de excepție și frumușică, vă dați seama, peste tot mes întinsă și se întindea și la masă și atunci nu s-a putut debarasa de acest obicei. O considerați o busolă în viața dumneavoastră care vă poate arăta nordul? Nici de cum, nu. Busola, singura busolă în viața mea este credința și această înălțare spirituală. Altceva nu există. Orice știință, cât ai ști câți kilometri sunt până la New York sau la Chicago sau oriunde, nu știu, o știință abstractă sau matematică nu ajută nimic. În afară de înălțarea spirituală nu există altceva care să ne ajute practic în toate punctele de vedere. Câte știință avea de carte? Și pe lângă această știință și înălțare spirituală avem nevoie și de dragoste? Dragostea este esențială, fără ea chiar nimic. E ca și apa, ca și aerul, ca și tot ce ne înconjoară. Ea este balsamul nostru, ea este aura noastră. Dragostea este aura. Oglinda, fața ta este oglinda sufletului tău.
Dacă ești luminoasă, înseamnă că și pe dinăuntru strălucești. Și eu cum sunt, domnule Simeon Pop? Mai ai de lucrat puțin, dar strălucești suficient. Mulțumesc! Și pentru că tot am vorbit de iubire, considerați că, iată, după două căsnicii, actuala căsnicie de 17 ani, doamna Marieta este dragostea dumneavoastră? O pot considera, dar, cum să zic, dragostea asta pământeană, cum să zicem, la noi n-a fost, a fost o camaraderie mai degrabă între noi. Cum să zic, n-a fost o dragoste din aia pasională, ceva de genul ăsta. A fost ceva, am venit cu un scop neapărat să ajut într-un fel oarecare. O necesitate? O necesitate. Cu vindecare? Ceva, da, doi oameni care trebuie să se ajute, să facă tot ce pot pentru ei. E greu să-ți suporți aproapele, cât de dificil ar fi, dar trebuie să trecem peste așa ceva, că așa este frumos în viață. Înțelegerea și pacea din suflet, din familie, ajută foarte mult. Și societatea, și vecinii, și prietenii. Există înțelepciunea inimii? Desigur că da, este cea mai importantă. Păi acolo e sediul spiritului. Ce frumos v-ați exprimat sediul, fără de care nu am putea funcționa atât așa, de bine. Așa, da. Ce dorință mai are domnul Simeon Pop? Acum că tot ați vorbit de credință, de spiritualitate, de faptul că sunteți un om care a acceptat și dorințele i-au devenit realitate. Dorința fiecăruia dintre noi e și a mea, să fie pace în lume, să ne înălțăm spiritual, să putem face meditație și să fie în România și nu numai în România, că noi făceam rugăciune așa și ziceam, Doamne, ajută-ne să fie pace în această încăpere, să fie pace în acest cartier, în acest oraș, în toate orașele, în toate țările din lume. Adică să-ți mărești, să-ți extinzi iubirea față de tot. Deci să nu egoist, vai copilul meu, mă rog pentru sănătatea copilului meu, atât. Nu, a copilului meu și a tuturor copiilor din lume. Ceva de genul acesta. Asta e un lucru cel mai frumos. Pentru că tot ce e frumos trece repede, vreau să vă mulțumesc pentru toate aceste sfaturi și acum în încheiere v-aș mai pune o întrebare. Aveți adepți, domnul Simeon Pop? Adepți? Am, sigur că da. E multă lume care de care eu am nevoie și de care ei au nevoie. Asta este reciproc treaba de prietenie și de relația aceasta frumoasă interumană. Deci rămânem la povestea cu iubirea de sine și iubirea de semeni și totul o să fie bine în lume. În încheiere aș vrea să ne dați o definiție a sufletului. Este cea mai grea definiție pe care trebuie să dai, dar fără el nu există. Deci el este lumina mondială, lumina spirituală, nu există ceva fără. Deci este cel mai minunat lucru dăruit de bunul Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea de astăzi, în ediția specială a emisiunii Folclorul sub lupă și aș vrea să ne mai luminați totuși cu ceva, să ne spuneți ce este dorul. Dorul? Dorul, da. Este inexplicabil, este o dorință de care, cum să zic, nu scap niciodată. Când te-ai depărtat de ceva care ți-a fost foarte drag, intervine dorul și te cheamă acasă. Deci eu, în turneele din străinătate, chiar dacă stăteam doar 3-4 luni, mi-era atât de dor de casă, încât simțeam că aici e paradisul. Deci ceea ce te trage acasă, unde zicem noi acasă, povestea sufletului, este dorul acesta. E greu de explicat. Dorul nu are denumire că ar fi de un fel sau de altul. Este o dorință a iubirii divine. Vă mulțumesc, domnule Simeon Pop, pentru prezența în emisiune. Așa cum am spus, vă doresc un an cu sănătate, pentru că e mai bună decât toate, împlinire și mulțumire sufletească și să ne elucidați, să spun așa, de fiecare dată întrebările vis-a-vis de spiritualitate. Nu e ușor, spun și eu namaste, cum se spune în sanscrită, un salut frumos și mai spun Jai Shri Mataji și Doamne ajută tuturor sărbători cu bine și cu fericire și cu bucurie pentru toată lumea. Mulțumim! Amin!